sunt buni și au căutare. Ansamblul Floricica din Comanic a fost invitat la târgul de toamnă din comuna Provița de Sus pentru a încânta pe localnici cu dansurile lui populare și cântece de voie bună. Renumele ansamblului, care face parte din Asociația Zestrea Carpaților, a făcut ca acesta să fie extrem de căutat la astfel de evenimente. Ansamblul Floricica este ansamblu susținut de Asociația Zestrea Carpaților din Comarnic în parteneriat cu Clubul Copiilor. Suntem aici la invitația prietenilor noștri, formația Accent din Sinaia. Este pentru prima dată când venim în această comună. Mi-a plăcut din ceea ce am văzut că este o comună de oameni gospodari. Am văzut că sunt oamenii care știu să și muncească, dar știu să se și distreze și au participat alături de noi prin promovarea cântecului și dansului popular românesc. Ansamblul a reușit să aducă voie bună printre spectatori. Aceștia au dansat și au cântat cot la cot cu tinerii din Comarnic. Sincer, la început, da, dar datorită oamenilor din jurul nostru, care ne-a primit cu foarte multă căldură și am reușit să dăm tot ce e mai bun din noi. Ansamblul Floricica a fost înființat în anul 2004 și are în prezent peste 100 de persoane cu vârste cuprinse între 5 și 22 de ani.